Salutare, dragilor! Bine ați venit la încă un video despre BVB. Îl avem aici pe Iulian, care ne-a povestit despre dividendele interesante ce le putem obține. Salut, Iulian! Ce mai faci? Salutare, oameni buni! Da, uite, mă bucur să văd că bursa încă, zic eu, nu a clacat așa cum preconiza toată lumea. Încă suntem în area verde și discuțiile în perioada asta mai mult au fost focusate pe ce dividende vom lua anul acesta decât mai mult de ce corecție va fi. Ceea ce este un semnal destul de bun din punctul meu de vedere. Da. Așa că, ca să intrăm direct în pită și să nu pierdem foarte mult timp pe partea asta, primul lucru cu care vreau să încep este randamentul pe care îl are indicele BET până în momentul de față. Vedem că suntem la 2,04% pe plus. Nu știu cum stă S&P 500 până în momentul de față, dar poate îmi spui tu. 4%. Deci 4%? Da, s-au inversat lucrurile, dar mai avem încă 11 luni ca să calculăm acest lucru. Da, doar la început. E okay. Exact. Dar mă bucur să văd că de ambele părți suntem încă pe plus și urmărim trendul de anul trecut. Poate nu pe același ritm, că de regulă oamenii trebuie să înțeleagă că în investiții finalul de an și începutul de an e mai stagnant, să zic așa. Nu se întâmplă foarte multe lucruri, oamenii vin după sărbători, luna ianuarie de regulă este o lună în care oamenii nu prea își investesc banii, sunt după sărbători și atunci nu avem lucruri spectaculoase, să zic așa, pe bursă. Dar deja din februarie o să înceapă să își dea drumul la motor, să zic sigur, așa. Orice regulă și are excepția, Nvidia pe anul ăsta, adică ultimele 5 săptămâni, plus 43%. Da, avem și fenomene de genul. Evident, avem. Da, dacă vorbim despre o economie întreagă, cum ar fi S&P 500 și indicele BET, cam acolo suntem. Deci asta ca și început. Acum, recent am avut un masterclass de vreo oră și ceva pe comunitatea noastră Long Term, unde avem în fiecare vineri la 10 dimineață masterclass despre subiecte de actualitate și am zis să abordez subiectul de ce dividende vom primi pe 2024. Dar am luat ca și punct de reper un portofoliu pe care noi l-avem creat și care este cel mai folosit, cel cu top 10 companii, adică top 10 din indicele BET, primele 10. Okay. Și am studiat la fiecare companie, că știu că prima impresie acum la cifrele care le găsim aici e un pic de haos, dar un pic de răbdare că o să aibă totul claritate. Ce vreau să se înțeleagă din stat este că am făcut o analiză din 2018 până în prezent, adică 2023 să zic mai bine, a dividendelor pe care le-au oferit aceste companii. Sumele scrise aici, în acest chenar, este în lei, deci nu vorbim de procente, ci vorbim de 1,13 bănuți, adică lei și așa mai departe. Lei per acțiune. Da. Lei per acțiune. Mulțumesc frumos! Și atunci am luat la fiecare companie în parte și am vrut să vedem evoluția lor ca și dividend. Dacă ne uităm foarte bine, la Banca Transilvania vedem că din 2018 a avut un dividend destul de mic, de 0,14 bănuți, după care am avut o creștere în 2019. În 2020, anul pandemic, plus 2021, la majoritatea companiilor vedem o scădere în ceea ce privește dividendul. Și cumva e de înțeles. 2020 a fost un an haotic, să spun așa, în care a creat foarte multă panică și incertitudine de ce se va întâmpla pe viitor. Uh-huh. Și atunci, majoritatea companiilor au luat decizia să nu ofere dividend și să se folosească de bani pentru a crea un fond de siguranță sau pentru a supraviețui în acea perioadă. Sau unii au dat chiar dividend mai puțin decât dau de regulă, ca și măsuri de precauție. 2021 încă nu și-a revenit mare lucru din economie, dar începând deja din 2022, când lucrurile începeau să se liniștească, multe companii au luat decizia de a da un dividend normal, dar și un dividend special. Având în vedere că 2 ani au dat dividend mai slăbuți, au luat decizia să dea de 2 ori dividend, ca să compenseze și pentru perioada slabă. Da. Pentru că au constatat că lucrurile totuși au început să meargă bine și hai să ne recâștigăm încrederea în investitor, să spună așa. Mai ales că sunt sigur că ai observat și tu
Am observat și eu partea asta. Exact în pandemie, parcă a fost un boom foarte mare în ceea ce privește partea investițională, mai ales în România. Foarte mulți oameni au devenit extraordinar de interesați de acest domeniu. Exact. Stau acasă, se plictisesc, hai că joc la bursă. Exact. Stau acasă, se plictisesc, au început să studieze, au început să apară mai multe cursuri online și eu în aceeași perioadă m-am apucat de investiții. Pandemia 2020. Deci, Super. toate lucrurile astea au dus către o evoluție mai accelerată a bursei în ultimii 3-4 ani, să zic așa. Și acum, toate companiile, dacă dorești, o să-ți dau link-ul la această analiză să pui în comentariul la YouTube ca oamenii să se poată uita și studia dacă doresc, pentru că e Sigur. foarte mult de explicat la fiecare companie în parte, dar vedem că doar BRD-ul din top 10, doar BRD-ul nu a dat dividend în 2020 și nu a dat dividend în 2023. Este singura companie care a lipsit la plata dividendului în 2 ani. Restul, în fiecare an, au plătit dividende, ba chiar au avut momente în care au plătit și dividende speciale, mai ales fondul proprietatea. Ma 2020, să zicem că înțeleg, dar ce cu anul trecut? Nu merg bine lucrurile. Cu anul trecut, Da. BRD-ul a luat decizia să dea dividend chiar la început de ianuarie 2024. Ok. Adică ei nu au avut AGA când se întâmplă de regulă în perioada de aprilie, au avut ceva situații la BRD și ei au stabilit că dividendul se va da în ianuarie 2024. Deja s-a dat. Deci nu au dat în 2023, au dat anul acesta. În schimb, în 2022 au dat de 2 ori în același an. Și un dividend destul de generos. Dar haideți să mergem acum pe partea de 2024. Singura companie la care n-am găsit ce dividend a dat în 2023 și din studiile făcute după sunt sigur că nu s-a dat dividend, pentru simplul fapt că s-a listat la bursă. Și vorbim de hidroelectrica. Dar datele dividendului pe care l-a oferit din 2018 până în 2022 le avem de la fondul proprietatea. Pentru că fondul proprietatea acum a deținut aproximativ 20% din hidroelectrica, primea dividende de la această companie. Și atunci, practic, avem niște date și vedem dividende destul de generoase, de 1,47 de lei, de 5,1 leu. Ideea este că vedem un trend ascendent pe ultimii 5 ani, în afară de 2020, din nou, în care toate companiile au suferit o corecție pe partea asta. Da. Și atunci, cum am ajuns la concluzia că în 2024 se vor da dividende de genul acesta? Ei bine, oamenii care sunt mai pasionați de o analiză financiară pot studia raportul financiar al companiilor până în momentul de față, să vadă comparativ cu anul trecut cum a evoluat din punct de vedere financiar, ca și încasări, ca și profit. Și bazat pe ce s-a dat dividend anul trecut, să facă o estimare pe ce dividend se va da anul acesta. Pentru că anul trecut putem deja să știm cât la sută, din ce câștig și așa mai departe. Doar că pe BVB, în momentul de față, la fiecare companie în parte, noi avem la sectorul de informații financiare, avem doar raportul financiar pe primele trimestre ale anului. Adică, până în cum a venit? Martie, iunie, septembrie, octombrie 2023. Doar până atunci avem. Da, urmează Q4 raportarea. Exact. Ce se întâmplă pe ultimele 3-4 luni ale anului este o estimare bazată pe cum a evoluat și anul trecut sau cum a evoluat anul 2023. Mai mult este o estimare. Noi vom afla la toate companiile raportul financiar preliminar, adică cum s-a închis anul 2023, vom afla luna aceasta. Toată luna februarie este luna de raportare financiară preliminară, nu finală. Și deja vom ști mai clar cam ce dividende se vor da. Dar bazat pe calculul explicat mai devreme de cum l-am făcut, vedem că Banca Transilvania se preconizează că va fi un dividend de 1,46%,
La hidroelectrica, între 11 lei și 14 lei, ceea ce sună extraordinar de bine pentru mine. La SNP, adică OMV Petrom, vedem un 0,04 bănuți. După care, la SNG, 4. La BRD, dividendul care s-a dat în ianuarie 2024 este de 0,92 de bănuți, care la prețul din 25 ianuarie, că totul este calculat la preț, că randamentul dividendului se calculează bazat pe prețul care se află atunci în piață, mai ales la momentul AGA, în aprilie, când se va da dividendul, se va da în sumă brută, adică dăm un leu brut per acțiune. Randamentul se calculează bazat pe cât valorează acțiunea în ziua în care s-a spus că dividend se dă. Da. Doar că se spune brut de ce? Că la noi ajunge net, ca și salariul nostru. Brut își ia statul pe dividend cât este 8%, la noi ajunge minus 8% din valoarea totală. Bun, deci deja s-a dat un dividend de 5,31%. Ai zis de Sunt fapt asta dividende cu foarte raportări, atrăgătoare. Da. asta cu raportări preliminare. Ce-i cu aia? De ce e preliminar și de ce nu e direct final? Pentru că rezultatul final se va oficializa la AGA, în perioada de aprilie, când se va discuta și despre dividend, și cum a fost anul 2023, ce planul va fi pe 2024, ce schimbări, toate lucrurile. Și atunci, pentru a analiza un an calendaristic la o companie atât de imensă, nu știu cum este Hidroelectrica, care este cea mai mare companie producătoare de energie din România, să faci o analiză completă, finală, pe un an întreg, durează. E nevoie de o echipă de specialiști, e nevoie de a fi sigur cu date. Și atunci, în februarie, din nevoia oamenilor de a înțelege ce s-a întâmplat și BVB te și obligă să dai raportările financiare preliminare, atunci se dă ceva preliminar, cam uitați cum stăm. Încă nu e finalizat Aprox. 100%, aproximativ. Exact. Și atunci, în perioada AGA, dividendul care se preconizează că se va mai da pe partea de BRD este de 1,29 de bănuți, adică încă un 7,42% raportat la prețul din 25 întâia. Randamentul se poate schimba. Această preconizare se bazează și pe faptul că BRD-ul în istorie, mai ales cum nu a dat dividend pe 2020, în 2021 cum nu și-a revenit economia, dar în 2022 a dat de două ori dividend. Anul 2023 nu s-a dat dividend, preconizăm că va compensa anul acesta în acest stil cum a făcut și în trecut. Așa. La SNN avem 4,4 lei, 1 bănuț, adică un randament de 8,44%. La Asta. Digi vedem un randament destul de slăbuț de 1,78%, adică 0,81 de bănuți. Fondul la TGN se preconizează că nu vom primi niciun dividend. Raportul financiar pe 2023 la Transgaz a fost unul pe minus, unul negativ. Yikes. Și atunci, fiind un an calendaristic închis pe minus, dividendul scade exponențial, adică șansa de a oferi dividend. Și atunci nu există nicio speranță că Transgaz va da anul acesta dividend. În schimb, fondul proprietatea 0,1 bănuț, raportat la prețul din 25, vedem un randament de Oh, wow. 18,98%. Și vreau să dau și o idee de ce se va da un dividend atât de mare. Ei bine, fondul proprietatea și-a vândut acțiunile pe care le-a deținut la OMV Petrom. Mai exact, 1,78 de miliarde de acțiuni. Le-a vândut pe piața deschisă? Da, da, da. Ok. Efectiv, le-a vândut. Și atunci, automat, numai puțin, automat, stai 2 secunde. Sigur. O să tai tu din asta, bine? Tudor, îi dăm treabă, sigur. Ce trebuie să mângâi câinele? Păi mi-a luat un pui și de regulă nu latră dacă mă l-au apucat. Știi, și mii care are 2 luni. Și trebuie atenție. Bun. Să Revenim. continuăm. Să continuăm. Deci,
bazat pe contextul în care fondul proprietate a vândut o bună parte de la OMV Petrom, adică tot ce a deținut, tindem să credem, bazat și pe ce s-a întâmplat în trecut cu hidroelectrica și ce înseamnă fondul proprietatea, este că anul acesta vom primi un dividend la fel de mare, mai ales că prețul acțiunii este încă subevaluat. Și un lucru pe care vreau să-l zic legat de perioada de răscumpărare la fondul proprietate care a avut loc în decembrie, este că acțiunile răscumpărate de la populație vor fi anulate, vor fi scoase din circulație cât de curând. Da, de obicei așa se face. Se Ceea ce distruge se duce piața. la efectul de raritate, mai puține pe piață, prețul să crească și atunci randamentul per acțiune până în momentul când se va da dividendul, sigur va fi poate undeva la 10%. Tot este foarte bine. Absolut. Tot este foarte bine. Și mai avem electrica, care este compania cea mai slabă plătitoare de dividende din top 10, cu un 0,09 bănuți, care ar însemna la prețul din 25 întâia un dividend de 0,48%. Cam asta este preconizarea. Ție, cum ți se pare partea de dividende pe 2024? Păi, fiu sincer și brutal de sincer, nu-mi place că nu este constantă plata. Da. Deci, eu aș prefera să văd în fiecare an, măcar să țină constant dividendul sau dacă nu să crească. Pentru că, na, de exemplu, la SNN, e fain că e 8%. Dar nu te poți baza că o să fie 8% de acum și tot restul vieții. Acum, strict pentru anul ăsta, da, e foarte bine. În special cu fondul proprietatea, faptul că așa mulți au fost atrași să se apuce de investiții cu fondul proprietatea, acum e gen partea a doua. Da, și atunci, na, unii deja au experiență, am avut un client care nu a cumpărat pentru dividend. O cumpărat după ce a scăzut. Și ai văzut ce mult a urcat după aia. Deci au făcut Așa tot așa este. randament spectaculos. Așa este. E un punct de vedere bine spus de tine și, într-adevăr, nu avem o continuitate sau o constantă în partea asta, dar totuși trebuie să ținem cont că încă suntem piață emergentă, adică piață în curs de dezvoltare, suntem ca și un copil. Dacă facem analogie cu un copil mic, el mai cade jos, se mai lovește. Dar atâta timp cât avem grijă de acest copil, el va crește sănătos și frumos ca piața din America, să sperăm, pe viitor. Dar ăsta este, într-un cuvânt spus, dividend 2024. Acum, ce trebuie noi să ținem cont este calendarul de la BVB, pentru că dacă ne luăm, vedem că în februarie se publică rezultatele financiare anuale preliminare. Martie-aprilie este perioada de AGA, în care acolo vom ști cu exactitate ce dividend vom lua și când. În caz că sunt începători, AGA îi adunarea generală a acționarilor, nu masa Corect. critică. Mulțumesc frumos. Și în același timp, perioada de aprilie-mai-iunie, se votează partea asta de dividend, dar cel mai probabil luna aprilie vom ști cu exactitate, după care, începând din mai, iunie, către finalul anului, vom ști data la care vom primi dividend și vom primi și dividendul. Acum vreau doar să mai zic pe scurt acest lucru, un detaliu foarte important. Pe fiecare pagină a companiei de pe BVB, la secțiunea de emitent, noi vom găsi istoricul de dividend, data plății, data ex-dividend și așa mai departe. Și ce vreau să zic așa pe scurt, mai ales pentru cei începători, data de ex-dividend este data la care, dacă nu ești deja acționar, nu vei primi dividend. Un exemplu aici avem pe compania Romgaz, este că data plății a fost 26.07.2023, dar tu la data de 5-a, 7-a, dacă nu erai acționar, nu mai primeai dividend la această companie. Deci, practic, tu din data de 4 trebuia să cumperi dacă voiai. E un lucru de care m-am lovit foarte mult cu toți oamenii cu care colaborez și avem discuții și de fiecare dată apare întrebarea de ex-dividend. Deci, de fiecare dată apare. Am luat în 26, deci în 27 nu m-am primit dividendul. Păi ce se întâmplă? Fraudă? Nu, e fraudă. Exact. Deci, partea cu ex-dividend. Până la data cutare la fiecare companie în parte, în care scrie că
atunci data de exibent, o zi minus și vei fi eligibil pentru a primi dividendul. Și dacă vinzi după data de 5, dar acum nu vreau să intru în partea de speculă, în partea de tranzacționare, dar dacă vinzi după data de 5, s-ar putea să prinzi niște randamente bune dacă știi cum să faci partea asta. Dar cu altă discuție. De obicei plătesc lunar sau trimestrial, vedendo. Anual, odată, cel mai Anual? des, Serios? Ce da, chestie? Că de obicei în știu America e că trimestrial. știu, dar în România se plătește cel mai des o dată sau chiar de două ori, dar cel mai des o dată pe an și atât. Super. Ei bine, grupul acela de long term pe BVB acum este închis, exclusiv pentru cei care au parcurs cursul de BVB. Și dacă vrei să ajungi acolo, trebuie să pui prima oară bazele investițiilor. De asta am construit noi cel mai bun curs introductiv de educație financiară. 3 zile gratuit, avem link în descriere. Desigur, lasă un comentariu să aflăm ce mai vrei să vezi despre BVB și nu uita să te abonezi pentru că postăm de 3 ori pe săptămână. Mulțumesc, Iulian, și ne mai vedem! Cu mare drag, zi frumoasă!